Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin. Iubesc parfumurile și ador să vorbesc despre ele. Dacă nu v-ați abonat până acum, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe și! clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când postez câte un videoclip. Astăzi, toate videoclipurile mele încep cu astăzi, dar nu mai contează. Azi, nu astăzi, azi a venit momentul, a venit timpul pentru primul videoclip de genul și anume videoclip la cererea urmăritorilor și vorbim aici despre domnul Eduardo care mi-a cerut un videoclip cu parfumurile soțului sau cum mi-ar plăcea să miroasă soțul meu. Înainte și înainte de toate, de ce clipul se numește parfumuri unisex din colecție? Vă voi prezenta 10 parfumuri um, unele sunt marketate ca fiind unisex, altele sunt marketate uh, ca și parfumuri bărbătești, însă eu le folosesc și eu, la rândul meu, le port cu mare drag și mare plăcere. Ca o, ca o mică paranteză, ca un mic disclaimer, în opinia mea, um, parfumurile, treaba asta cu parfumeria, nu știu, Parfumurile nu au sex. Nu au sex pentru mine. Adică, eu văd o femeie, de fapt, nu că văd eu. Eu personal sunt genul de femeie care poartă atât parfumuri diafane, feminine, acele parfumuri pentru rochițe roz, dar totodată ador și iubesc să port și parfumuri cu uh, ud, cu tutun. Cu piele, cu nota aceea Barbershop, da? Nu știu. Pentru mine, parfumul ține foarte mult de, de starea pe care mi-o dă, dispoziția în care, nu știu, filmul în care mă introduce, da? Din nou, 3 minute. să dăm drumul. Deci, vor absolut toate cele 10 parfumuri sunt purtate constant de mine și de soțul meu, în diferite momente, ocazii și așa mai departe. Am mai vrut să zic ceva. Eu mereu vreau să zic ceva. Nu mai știu, în fine, dacă mi-aduc aminte pe parcurs, bine. A, gata, tring pentru că sunt 10 parfumuri și ca să nu stau să vă citesc notele <coughs> pentru fiecare, veți avea print pe undeva pe aici sau pe aici, pe unde voi avea loc, cu notele. Și fără nicio altă introducere vom porni. Începem cu Nașit de la Latafa sau clona mea, dupulețul meu, parfumul meu inspirat de Ani Nișane. Doamne Dumnezeule! Acest parfumel, acest parfumel se deschide cu un ghimbir efervescent, un ghimbir verde în percepția mea. Este... Mi-am pus și pe nas. Este un fresh spicy, Combinat cu ceva piper roz, ceva cardamon Și acesta, bine, nu are rost să mai spun la toate Nu vreau să mă mai repet să vă zăpăcesc Toate pentru mine sunt pe direcția, pe linia unisex Este o combinație moderată de condimente, dacă am spus ghimbir, am spus cardamon, am spus piper roz, nu este ceva of, deranjant, nu este ceva supărător chiar și acum pe vreme caldă, da? Deci chiar și acum, nașit pentru mine, bine, e chestia și de cantitatea de parfum aplicată, adică eu una dacă aplic două pufuri de nașit, nu mă deranjează nici pe mine și... Nici nu ucide pe cei din jurul meu. Combinația aceasta moderată de condimente se continuă treptat către uscare cu o combinație cremoasă, aș putea spune, pe undeva pe acolo o tentă de rășină benzoică, da? S-ar resimți. Iar în uscare avem în accepțiunea mea se usucă precum uh, biscuiți de vanilie cu ghimbir. Da? E ceva... Pe ansamblu, nașit de la Latafa sau Ani, varianta de buget, este un ADN ușor de plăcut. Dacă vi se poate părea prea mult, cu toate că nu, dar da, fiecare cu gusturile lui uh, pentru începutul toamnei, început de iarnă, cu siguranță nu, nu veți da greș cu el. Și dacă am vorbit despre ceva mai condimentat, vom trece la un parfum superb. Începând cu prezentarea, terminând cu uh, sucul, da, cum se spune, nu știu este vorba de un parfum ce ne-a ne, -a, ne -a șocat și pe mine și pe soțul meu, în sensul că de mult nu am mai întâlnit o clonă atât, atât de bine reușită, atât de frumos lucrată. Da? Vorbim aici despre Cahila Platinum um, Paris Peris Paris Peris Corner, <laughs> Paris Cornel, așa, Uh, parfum ce puteți găsi pe site-ul celor de la Dubai Collection. Am și un cod de reducere de 5%, ca de obicei, dacă doriți să-l folosiți bine, dacă nu, din nou bine. Iar acest parfum este un dupe aproape 1 la 1 pentru Jean Paul Gaultier Le Beau. Și trebuie să-l pulverizez, că îmi place extrem de mult. Încă un E bine că filmez dimineața și am timp să aerisesc casa cum trebuie, deoarece pentru că și fiindcă aici va fi un miros cam puternic. Vă spuneam că acest parfum ne-a surprins plăcut și pe mine și pe soțul meu. Soțul meu deja fiind consumator de Jean Paul Gaultier Le, Le Beau scuzați franceza de baltă, dar atât se poate. Este un parfum tropical. Este genul acela de parfum ce se deschide luminos cu tonca, cocos și bergamotă. E genul de parfum pe trei note, ca să zic așa. Singura chestie, că dar trebuie să fie ceva acolo. Bergamota din Cahila Platinum mi se pare ușor mai domolită, ușor mai liniștită decât bergamota din Jean-Paul Gaultier. Este acea aromă Bubblegum. Este acel parfum de vară și nu numai, da? Deci nu, adică pentru o femeie l-aș vedea ca pe un parfum de vară. Pentru un bărbat acest parfum merge cu siguranță în direcția all season. Este o aromă bubblegum, v-am spus, fresh, dar cremoasă totodată, da? Are pe undeva o Tentă Milky are ceva lactonic, dar foarte, foarte finuț acolo. Este genul de parfum curat, luminos, elegant și sexy. Deci, nu știu. E genul acela de uh, parfum pentru uh, tricourile acela tip polo, da, cu guler, nu știu, pentru o ținută casual. Totodată, și pentru un costum, și pentru o cămașă, da? Foarte, foarte versatil, de fapt, asta vreau să spun. Are, uh, pentru Doamne, vorbesc acum, are acea tentă barbershop. Dar nu e ceva în accepțiunea mea, din nou. Nu e ceva proeminent, nu e ceva deranjant chiar, nu știu, l-am purtat și eu, l-am purtat pe căldurile acelea mari. Performanțele sunt excepționale dacă pe mine undeva la 5-6 ore, pe pielea soțului meu, pe pH masculin, ca să zic așa, este undeva la 7-8 ore. Din nou, chestie relativă în funcție de câte pufuri, în funcție de ce cantitate de parfum vă aplicați voi dar este o superbitate de vară și nu numai. Acum, vom trece la un parfum al uneia din casele mele de suflet și anume Ahmed al Magribi și vorbim aici despre nimeni altul decât Muzun, dacă zic eu bine. Da? Vine în sticluța aceasta foarte drăgu, iar Muzun este acel parfum ce se deschide gurmand, este acea uh, spicy vanilla chai, are acea tentă middle eastern, dar nu vă gândiți la un, uh, nu vă gândiți la udul acela uh, insuportabil, nu este nimic respingător, da? Are o atingere middle eastern. Este un parfum vanilat, ușor pudrat, lemnos, ambrat, după cum v-am mai spus, acel gurmand în stil middle eastern. Soțul meu, pe călduri, l-a purtat două pufuri. Proiecția, performanțele în sine, da, siajul și tot ce ține, sunt de excepție la această casă, deoarece acest parfum, spre exemplu, conține. 40,5% concentrație de ulei. Nu aveți treabă mai ales dacă aplicați și pe piele și pe haine. Nu. Iar eu mai greu de fapt cu ieșitul seara din pricina juniorului, însă pentru o femeie, pentru o doamnă cu siguranță din nou, două pufuri aplicate seara merge de minune chiar și acum pe vreme caldă. Eu acum văd în momentul în care le-am aranjat că pur și simplu am aranjat ceva de genul una caldă, una rece, unul fresh, unul mai condimentat. Și dacă am avut muzun, acum vorbim despre silver de la Al Rehab. Cred că este, da, nu cred, sigur, din tot ceea ce vă aduc astăzi din atenție, acest setulic este cea mai ieftină alternativă, însă ce avem aici nu miroase deloc ieftin. Acesta e genul de parfum în care aș face baie, mai ales pe... pe timpul de acum de afară, mai ales la, la aceste temperaturi. Este un Creed Silver Mountain Water, mai aquatic și ușor, mai floral, da? Un mosc curat, pluminos. Este un parfum liniar, acest Al Rehab, însă nu știu pe cât de liniar este pe atât de frumos și luminos, mai ales acum pe timpul verii. Deci ăsta chiar e genul de parfum, mai ales vine și în format de 35 de mililitri. L-ați pus în buzunar dacă doriți să vă reaplicați în, în cursul zilei. Este un parfum superb, atât pentru doamne cât și pentru domni. Pe soțul meu bineînțeles din nou, e treaba cu pH-ul. Miroase mai puternic decât miroase pe mine, dar este același fresh, același mosc alb, luminos, curat, floral, acvatic și... Deci am venit și cu esența. Soțul meu v-am mai spus eu într-un alt videoclip, este curd, cetățean turc, la ei o treabă cu atarurile, da? Își pune în palmă și pur și simplu își dă pe gât și pe barbă, întotdeauna pe barbă. Domnilor, dacă și voi sunteți purtători de barbă, în momentul în care vă aplicați o esență pe barbă sau de ce nu pe păr, e fix aceeași poveste ca la noi femeile atunci când vă tot zăpăceam eu în alte videoclipuri că mi-aplic esențe pe uh, vârfuri, pe lungimile părului. Proiectează și se resimte atât de bine și e chestia aia că pur și simplu lăsați dâră în urma voastră. Și de aceea am zis să vin la pachet și cu esența Silver. Esența merge cam pe aceeași linie cu parfumelul, doar că aceasta este ușor mai citrică. Dacă sunteți în zona de parfumuri citrice sau dacă vă place chestia asta să faceți layering, să stratificați parfumuri, puteți aplica esența Silver și să o combinați de ce nu cu oricare alt parfum. Veți avea o bază acvatic, citrică, moscată, ușor, ușor florală. Esența nu mi se pare um, la fel de florală. Bine nici silver. Nu. Silver e pur și simplu, nu știu, dacă îl miroși și închizi ochii, chiar vezi o, oh, un pârâu de munte, ceva de genul. Bun, după un freșuleț, trecem. Deci cred că a fost cea mai proastă idee să filmez din nou cu părul desfăcut, dar nu mai contează. Trecem la un alt parfum de la Casa Ahmed, pe care eu îl împart cu soțul și nu prea l-aș mai lăsa, dar miroase foarte bine pe el. Vorbim despre Ud Cafe de la Ahmed. Ud Cafe, unde ești? Aici. Este acel parfum ce se deschide spicy, lemnos, udul, da? Că spune ud cafe. Udul nu este udul acela scanchi, nu este udul acela respingător, este udul acela dulceag. Foarte, foarte ușor, plăcubil deopotrivă și de femei și de către bărbați. Cei drept din toată selecția, acesta este cel mai bold parfum. Oricum. Da, asta vreau să spun la începutul clipului. Cele 10 parfumuri pe care eu le-am selectat astăzi sunt parfumurile cele folosește în această perioadă. În momentul în care va veni uh, vremea mai rece, voi face un alt clip, dacă acesta va fi destul de interesant pentru voi, cu parfumuri pentru vreme mai rece. Totuși, acesta, chiar dacă este mai in your face, da? E genul de parfum care nu te lovește, vine, te ia la palme, te ia la pumn, da? Deci nu. Parfumul ăsta pur și simplu te bate. Dacă nu știi cum să-l porți, te poartă el pe tine. Acesta, soțul meu, își aplică un singur puf pe ceafă. Dar, este în uscare. nu știu, dacă știți, dacă aveți, dacă Ați testat poate, E una l am și -l iubesc, vorbesc aici despre Shagaf oud de la Swiss Arabian. Acest Wood Cafe de la Ahmed Al Magribi, în uscare, este un fel de Shagaf oud de la Swiss Arabian, adică are același ADN, însă îi se adaugă o notă de cafea. Deci cum ar veni, este Shagaf oud cu cafea. Dar nu vă gândiți la cafeaua aceea, nu știu, feminină, dacă aș putea spune. Adică, de exemplu, cum este cafeaua din Eternal Coffee de la Peris Corner. Mie cafeaua din Eternal Coffee pentru mine înclină mai mult către latura feminină. Da? La purta și soțul meu. Lui îi place, nu-l deranjează, Însă eu mirosindu-l, nu știu, am impresia că înclină totuși mai mult către partea feminină. Cafeaua de aici, din UD uh, Cafe de la Ahmed, nu. E genul aceea, a, acela de uh, cafea la ibric, cafea turcească, adică fără lapte adăugat, fără o cafea cu mirodenii, ceva de genul, da? O cafea turcească. Din nou, performanțe peste peste medie, acesta are 50% concentrație de uleiuri, la fel, nu știu, um, o să, că oricum cam eu mă ocup așa de parfumurile soțului, el de aici are două pe care și le-a le achiziționat fără să știu eu, dar în general eu îi comand și voi... Um, voi căuta la Casa Ahmed și alte parfumuri marketate strict bărbătești. Dar foarte frumos, foarte frumos. Acest parfum cu siguranță pe vreme mai rece va fi bombă nucleară. E genul de parfum ce uh, promite performanțe foarte, foarte mari. Și după acest uh, parfumel uh, mai bold, să trecem la unul mai de sezon. Și vorbim aici despre un nou venit în familia noastră. Oricum voi face separat un clip, un haul cu ultimele achiziții de la Dubai Collection deoarece au fost comenzi așa, odată un parfum, o odată un parfum și n-am avut cum să fac unboxing. Și vorbim aici despre chisa de la Paris Corner. Întâi și întâi de toate... Pe mine una, pur și simplu, mă fascinează stigla, Da? Nu știu, îmi place atât de mult culoarea, forma. Aici avem o plăcuță de metal, zic eu. Adică, na, totuși vorbim de Paris Corner și știm că nu ne jucăm dacă vorbim de Paris Corner. Acest chisa este un parfum atomizor vis. Este un parfum ce iscă ceartă la noi în casă, da? Pur și simplu ne batem pe el. Vai de mine, Doamne Dumnezeule! Este acel floral, fructat, moscat, unisex, clar, unisex. Dar o să vă spun de ce și de ce râd când spun unisex. Nu știu, are o deschidere citrică, lămâie, bergamotă. Portocală. Dar și flori galbene și ghimbir, adică este mixul acesta fresh, dar totodată este bine echilibrat, este bine balansat. Ce m-a surprins pe mine? La, la, acest chisa este faptul că la primul nas este genul de fresh, nu știu cum să zic, în accepțiunea mea și a soțului, genul perfect de fresh. Însă știm cu toții că parfumurile fresh fug foarte repede de pe piele. E, aici e buba în sensul că Chisa stă mult și bine undeva la 6 ore pe pielea mea, undeva la 7 ore pe pielea soțului. E genul de fresh, nu știu cum a fost lucrat, nu știu cum a fost făcut, dar e genul de fresh care te răcorește, te bine dispune și totodată stă pe tine mult și bine. Nu ai treabă cu el. Are are o dulceață suculentă fără a pica în latura gur fără a pica în latura gurmandă care în accepțiunea mea, nu știu, tind să cred că vine de la flori. însă pe măsură ce se usucă merge către un um, moscat curat. Da, chiar e genul de moscat curat. însă este fresh de la început până la sfârșit. Da? Nu este freșul acela liniar, totuși. Are pe undeva, pe aici, pe acolo, câteva mici curbe, da? Și de ce spuneam eu unisex și râdeam? Deoarece acest chisa pe pielea mea în uscare merge foarte mult în zona, nu foarte mult, merge un uh, 20%. Mă duce cu gândul, Chisa este un parfum cu ADN original, însă în uscare mă duce cu gândul un 20% la Ceruti Seruti 1881 pe pielea mea, însă pe pielea soțului meu ne duce cu gândul, nu e inspirat, da? E oarecum în zona aceea, ne duce cu gândul la un erba pura combinat cu chirche, da? ceva, nu știu, ceva fructat, ceva luminos. Deci se usucă diferit. Asta vreau să spun și tot îmi vin foarte multe cuvinte și nu ne mai înțelegem sub nicio formă. Dar este foarte, foarte, foarte frumos. Nu știu dacă l-ați testat sau nu până acum. Um, și Cahila Platinum, la fel. Oricum, mai avem trei de la Dubai. Um, acestea puteți achiziționa inclusiv mostre pentru ele sau decantul de 10 ml. Însă, dacă sunteți în zona freșurilor, acesta merge blind. Dacă sunteți în zona parfumurilor tropicale, cu o tentă barbershop, din nou acesta merge blind, sau de ce nu, dacă iubiți Jean-Paul Gaultier Le Beau, că din nou mă încurc, blind, 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 blind. Următorul, am adus de data aceasta și sticla golită, pentru că noi am băut deja o sticlă de 100 de mililitri ambele sunt la 100 de mililitri vorbim despre versace de dreamer asta e pa am luat-o de la cutia cu parfumuri terminate deoarece mă gândesc să fac și eu la finalul anului un clip cu empties parfumat și defilăm cu acesta versace de dreamer un parfum destul de accesibil și acesta. Nu că acesta trebuie să-l pufă, că nu. Hmm. Acel parfum legendar, da? Acel parfum ușor old school, cu toate că mult mai old school uh, mi se părea uh, jup, iup. Rom, însă soțul meu nu prea mai întinde mâna să-l să folosească, de aceea nu l-am inclus. Însă l-a avut și pe acela și eu mă bucur în continuare de el, chiar dacă el nu-l mai folosește. Aici avem acel parfum legendar, unisex, potrivit all season, în opinia mea, atât pentru doamne cât și pentru domni pentru, nu știu, e parfumul acela pentru orice ocazie, pentru orice ținută, e parfumul acela mega versatil. Acel tutun ușor pudrat, acea aromă ușor uh, old school cu o atingere verde. E ceva acolo ce e una Culmea, eu una simt acea atingere verde, adică pe mine se resimte, pe soțul meu nu. Pe soțul meu este tutun în uscare. Aici îmi place mie foarte mult. Avem un tutun ambrat, ceva note pudrate. Este genul acela de parfum ușor, um, fresh, aromatic. Da? undeva pe acolo, dar foarte, foarte frumos, nu știu, este un parfum mai vechi, ca să zic așa, dar merită, noi am terminat deja, v-am arătat sticla de 100 de mililitri, avem încă una de 100 de mililitri și din nou, când vom ajunge cam pe aici și cu aceasta, cu siguranță îl vom recumpăra, e genul de tutun, Um, genul de parfum cu tutun cel poți purta lejer vara, nu devine deranjant, nu, nu știu. Și mai ales dacă sunteți fumători, mai ales dacă sunteți fumătoare, la noi e valabil și pentru mine și pentru soț, din păcate suntem fumători, nu știu, parfumul acesta. Se dezvoltă altfel. E, e o țăcăneală în capul meu, da? Trecem la următorul, un uh, Fresh. Da, un parfum Fresh, și vorbim aici despre Vibrant Vetiver Delight. Da, în sfârșit, am pus și eu mâna pe sticla full size. Și de bine ce am pus mâna pe sticla full size a ajuns și pe mâna soțului. Și ce să vedeți, cât de mult îi place. Cât îl folosește aproape zilnic de când a venit la noi. Dar și pe acesta trebuie să-l pulverizez. Este acel parfum 95% identic cu Baldafric de la Bairedo. Prețul nefiind la fel de identic, nici măcar pe jumătate, din fericire. Acel parfum 95% de 95% identic cu Balda însă cu performanțe mult mai bune decât Balda Frick. Da, e genul acela de parfum inspirat dintr-un parfum, dintr-un alt parfum, dar cu performanțe mult mai bune decât originalul, cu toate că vorbim de o casă de nișă, Bairedo. da? Este un parfum revigorant, Vibrant, la fel cum îi spune și uh, numele gamei, are o dulceață fină. Eu una resimt acea dulceață fină. Nu știu, combinația de floare de portocal, iasomie, ambră, combinată cu tenta uh, fresh oferită de citrice. E un parfum, ați spune, a, e fresh și gata. Nu, e freșul acela complex, nu știu. E, este freșul acela, <coughs> genul acela de uh, combinație exclusivistă, cum îmi place mie să-i spun. E genul de parfum ce te bine dispune. Este un parfum solar, uh, luminos, îți creează o stare de bine. Vetiverul din el este un vetiver cremos. Fin. Nu este. Nu este vetiverul acela, uh, cum să spun eu? Nu este vetiverul acela pământiu, dirty, da? Deci nu. E ceva cremos, fin. Este mai mult o atingere de vetiver, nu este un vetiver în, în prim plan. Din nou, genul de parfum versatil din nou genul de parfum all season. Dacă sunteți nu știu, lucrați în corporație, dacă lucrați la birou, dacă nu deranjează pe nimeni din contră, pe cât de fresh este. Vreau să spun de fapt că este genul de parfum ce atrage complimente. Așa freshuleț cum este el, da? atât pentru femei cât și pentru bărbați. Chiar uh, mă bucur că am pus mâna pe acest parfum deoarece pe site-ul celor de la Dubai e uh, bătaie pe el, da? În momentul în care apare, într-o săptămână și dispare. <laughs> și nu, oamenii chiar nu aduc 20 de sticle. Dar da, este un parfum ce merită uh, cumpărat de doamne și domni deopotrivă. Următorul parfum, de fapt următoarele două, ultimele două, sunt niște parfumuri care soțulețul meu a venit într-o zi cu unul în colet, în altă zi cu altul. Și vorbim aici despre Stellar Mask de la Casa Hadlaj, un moment pentru sticla aceasta. Da? Un moment. Ea se deschide așa. Clona sau parfum inspirat de Bulgarii Tiger, dacă zic bine. Și acest parfum e genul de parfum, tot cam în zona Chisa. Dar uh, chisa, în ce sens în zona chisa? Chisa, eu l-am achiziționat și ne contrăm cine să se dea cu el. Acesta a venit soțul cu el, după cum vă spuneam. Și uh, în momentul în care întind și eu mâna după el, uh, simt așa cum se încruntă. Da? Deci e genul de parfum ce ne-a băgat ceartă în casă. <laughs> Pentru că este un parfum superb. Superb, superb din toate punctele de vedere. Este pulverizatorul, da? Doamne, Dumnezeule, Doamne, Dumnezeule! Parfumul ăsta, nu știu. Din toată selecția e. Credeți-mă că aveți nevoie de el, da? Deci, deci chiar aveți nevoie de parfumul acesta. Este acel grefruit suculent, răcoritor, acompaniat de ghimbir și de mosc alb. Este genul acela de parfum, din nou, versatil, all-season, dar, Doamne, nu știu. E genul acela de parfum. Am observat și eu cât costă um, cel de la Bulgarii. Acesta miroase chiar scump. E genul acela de miros, vă mai spuneam eu, miroase a lux, miroase a bogăției, miroase, dar în sensul bun nu e ceva. Nu știu, din toată colecția și nu din toată colecția, din toată selecția parfumurilor acesta mi se pare cel mai sexy parfum pentru un bărbat all year, da, all season. Nu știu. E trebuie neapărat din acesta măcar un eșantion de 2 ml, unul de 5 ml, nu știu. Acesta chiar insist să-l testați. E genul acela nu știu, acum vizualizez, îl vizualizez pe soțul meu în costum și cămașă albă, acum îl vizualizez pe o plajă cu o cămașă de in. Deci, nu știu, este ultra, mega, hiper, versatil. E genul de parfum pe care îl porți oriunde, oricând. Este genul magnet de complimente. Vorbim totuși de casa Hadlaj. Uh, Vorbim, adică, de performanțe peste medie, din nou, cel puțin pe pH-ul soțului meu și în cantitatea pulverizată de el, pentru că, da, și el a început să joace în liga oversprayer, dar nu știu. Adică, haideți, o să-mi iau un pic de hate, dar trebuie să o zic pentru că asta sunt și asta gândesc. Haideți să ne rupem un pic de uh, crid haideți să ne rupem un pic de Bleu de Chanel, haideți să încercăm altceva și încercați asta, da? Deci chiar încercați asta. Iar pentru o doamnă, parfumul acesta din nou, dacă sunteți în zona de parfumuri fresh, dar fresh, nu știu, freșul acela luxos, freșul acela elegant, freșul acela cu ceva adăugat, da? Deci, gref, Mosc, ghimbir, foarte, foarte, foarte frumos lucrat, foarte frumos. Și am ajuns la ultimul, dar nu cel din urmă. Nu știu, aceasta este cea mai frumoasă sticlă. Aceasta, și de fapt la final o să vă arăt cum stau eu și cu sticlele. Vorbim despre trillium de la Emir sau parfumul inspirat uh, dintr-un parfum foarte, foarte scump, Elysium, Elysium. Dar înainte și înainte de toate, ce prezentare avem? Sticla este exact uh, oarecum, nu exact ca cea de la Roja, însă capacul este ceva pe lux și pe opulență, cu aceste pietricele care mie îmi plac foarte mult. Deci dacă e cu pietricele, dacă e cu strălucire, îmi place vreau. Și acest parfum, soțulic al meu, cam atât. Da? V-am spus că și el e oversprayer. Cei drept a intrat și pe mâna mea. Da. Eu și reacțiile mele. Îmi cer scuze, de multe ori nu mă pot abține, nu mă pot controla, asta sunt eu. Să vedem. Da. 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 Doamne. Deci, chiar miroase ceva. Nu știu. Ar trebui să se vorbească mai mult despre aceste două parfumuri, Trillium și Stellar Mask. Sincer, ar trebui să se vorbească mai mult și de către domni și de către doamne deopotrivă. Deoarece și acesta se așează foarte frumos pe pielea, pe pH feminin, da? Foarte frumos! Este acel parfum luminos, <coughs> fructat, elegant, o notă acvatică. Este genul acela de parfum, nu știu, tot mixul ăsta, um, genul de parfum ce inspiră eleganță, mister, ceva sexy. Nu știu. Se de deschide Citric Lemnos. Apare o dulceață vanilată. Și în dry down, dacă Elysium Vorbesc de original. Originalul îl are uh, un prieten foarte bun de familie, de-al nostru, un prieten de-al soțului, din nația soțului. Și acela uh, de la Roja, nu știu, în dry down, eu îl simt uh, foarte, nu știu, mai concentrat, mai proeminent pe nota de piele, uh, piele, benzoină și labdanum. Da? Așa resimt eu Elysium în dry down. Acesta, Trillium, este mai luminos și mai răcoritor. Are același ADN în proporție de undeva 85%, da? doar că în dry down nu este atât de să te plovească așa cu piele, cu lapdanum, cu toate cele. Nu dacă mi este permisă o asociere, Trillium de la Emir, e una la aș vedea flencărul de vară de la Elysium. Și da, nu exagerez cu nimic. Și da, acesta costă undeva sub 200 de lei pentru 100 de mililitri, dacă nu mă înșel. Da, 100 de mililitri pe undeva pe acolo. Dar, Doamne Dumnezeule, nu. Parfumul acesta, și soțul meu este foarte, foarte încântat de el. Deci din toată selecția cele cele mai dragi în momentul de față, cele uh, cele folosește foarte mult. Uh, Trillium Stellar Mask, bineînțeles, Vibe uh, Vetiver Delight. Chisa pe care ne luptăm amândoi și nu în ultimul rând. Cahila Platinum și Muzun de la Ahmed. Toate, deci toate, toate 10 le folosește. Însă acestea două, patru, 6. Acestea 6 sunt uh, folosite mai des de către el și Doamne Dumnezeule cât de bine miroase. Doamne Dumnezeule cât de bine miros toate, atât pe el cât și pe mine, bineînțeles că nu, nu se putea. Deci dacă e parfum și mie îmi place, clar miroase bine pe mine, da? Iar ca sticle, că vă spuneam uh, despre cele mai frumoase sticle, fără un uh, loc 1, 2, 3, 4, 5, Trillium, Cahila Platinum, Stellar Mask și chisa. Acestea ni se par nouă. Ah, și uh, Muzunul. Muzun datorită formei. Da? Nu știu... Nu știu cum a ieșit clipul ăsta, nu știu cât de încântați, încântate veți fi voi. Eu chiar am venit, nu știu, sinceră, ca de obicei, adică chiar am venit cu ceea ce folosește soțul. Din nou, mă repet, și eu le folosesc. Din nou, mă repet, parfumurile pentru mine, cel puțin, nu au sex nu, chiar nu au sex, chiar uh, acum câteva seri, uh, după duș, înainte să se bage în pat, nu știu ce a, a avut soțul pe la șifonier în fine, certe că a ajuns la raftul cu parfumuri și a întins mâna fără să verifice, fără nimic, s-a dat cu ciocomasc, da? Deci, doamne, cum miroase pe el ciocomasc, vreau și eu să miroasă pe mine la fel, da? Că știți, e chestia aceea, uh, PH-ul feminin este mai slab decât PH-ul masculin. Și automat, parfumurile pe un bărbat uh, persistă mai mult, proiectează mult mai bine și așa mai departe. Uh, domnule Eduardo, atât am putut. Astea sunt parfumurile. Astea sunt parfumurile pentru vreme caldă. Dacă e la toamnă refacem din nou clipul cu parfumuri pentru vreme mai rece. Chiar dacă o să spuneți, da, păi ai băgat uh, Ahmed al Maghribi, Muzun și Ud Cafe. Da, și acestea merg purtate chiar și acum. V-am spus, acesta un puf pe ceafă, acesta două pufuri și gata. Ok, dacă v-a plăcut clipul, dați și voi un like, că e gratis. Dacă aveți ceva din selecția noastră, că sunt parfumurile noastre, lăsați-mi în comentarii dacă ați testat ceva, dacă le-ați avut, dacă le aveți, le folosiți, cum se dezvoltă pe voi și, neapărat, Doamnele Comunității, aș fi interesată de o selecție, nu știu, selecția voastră, parfumurile voastre. Unisex, parfumuri care le folosiți atât dumneavoastră cât și soții sau iubiții dumneavoastră. Și de ce nu, domnii din comunitate? Uh, la fel. Dacă aveți parfumuri pe care vi le mai fură iubita sau soția, lăsați-mi și mie în, uh, în comentarii. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până la final. În, uh, bara de descriere veți avea linkuri pentru fiecare din, din parfumuri. Pentru Versace de Dreamer, din nou, voi căuta cea mai accesibilă variantă din online. Pentru cele de la Dubai Collection avem acest cod de reducere. Vă mulțumesc, vă îmbrățișez cu mare, mare drag și până data viitoare să fim fericiți, bronzați, relaxați. Și neapărat să mirosim fantastic. Vă pup!